Giorgia Meloni, premierul italian, este pe cale să devină omul forte al Uniunii Europene. Asta după ce Macron și Scholz au pierdut alegerile europene și se confruntă cu dificultăți interne. Un parcurs spectaculos despre care ne spune mai multe acum Marcela Ferraru, editor corespondent al EF News. A fost acceptată în primul rând pentru că este pro-atlantistă și extrem de angajată în susținerea Ucrainei împotriva agresiunii ruse. Iar în ceea ce privește Uniunea Europeană, toată lumea știa că va trebui să-și atenueze discursul pentru că are nevoie vitală de fondurile europene. Trebuie să spun că Meloni vine de foarte departe. În prima tinerețe, admiratoarea lui Mussolini, Meloni părea marcată pe vecie cu fierul roșu și totuși discursul său s-a modificat radical odată cu ajungerea la putere. În ceea ce privește relațiile cu partenerii săi europeni, e suficient să vedem ce a reușit să facă la summitul G7 desfășurat în urmă cu o săptămână. L-a invitat pe Papă, este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru, a invitat Sudul Global, tot pentru prima dată, care oscilează încă între Occident și axa Rusia, Iran, Coreea de Nord, Sud, cu care suntem obligați să compunem dacă vrem să stabilim imigrația și mai ales să controlăm recompoziția alianțelor internaționale. Și ca să vă dau un exemplu privind metoda francă pe care o folosește, președintele italian De Luca a spus despre ea, scuzați expresia, a folosit-o chiar un președinte de stat, că este o tâmpită. În cadrul unei întâlniri în sudul Italiei, după ce a fost aleasă, Meloni s-a dus drept spre el și a spus: președinte De Luca, sunt tâmpita mea de Meloni, ce mai faceți? Presidente De Luca, la strozza della Meloni, come sta? Benvenuto, bene, vi saluto.